Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă e ceva ce mă irită cu adevărat, sunt declarațiile liderilor politici prin care aceștia încearcă să facă alb din negru și să prezinte eșecuri drept succese. Asta mie mi insultă inteligența, mă face să cred că sunt luat de prost și nu îmi place. Sunt multe lucruri care nu merg bine în țara asta, în mod evident, așa cum sunt și unele care merg mai bine decât ar fi de așteptat, dar aș aprecia în primul rând onestitatea din partea unui lider politic. Onestitatea însă este rezervată numai marilor oameni politici, am descoperit. Doar aceștia au curajul de a spune națiunii adevărul, oricât de neplăcut ar fi acesta, de a-și asuma răspunderea și nemulțumirea electoratului și de a ști cum să repare ce-i stricat ca să recâștige simpatia oamenilor și chiar și mai mult respect după aceea. Politicienii mediocri, fără viziune și fără viitor, nu pot decât să mintă, să se ascundă, că nu știu cum să repare ce-i stricat. Și în acest context mărturisesc că mă scot din sărite declarațiile triumfaliste ale premierului Marcel Ciolacu privind presupusul mare succes al plafonării prețurilor. Dânsul a scris recent pe Facebook și citez: peste 1100 de lei în fiecare lună. Atât ar fi plătit în plus milioane de familii dacă nu am fi plafonat prețurile la energie, gaze și alimentele de bază. Aceste măsuri esențiale impuse de PSD la guvernare au reprezentat un sprijin vital pentru gospodăriile românilor în ultimii 2 ani. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert Stiftung România. Este, spune domnul Ciolacu, încă o confirmare clară a faptului că am acționat corect și am apărat nivelul de trai al populației și în special al celor cu venituri reduse. Am încheiat citatul. Aici am două comentarii. Mai întâi de toate, plafonarea prețurilor la energie înseamnă că statul a plătit furnizorilor diferența. Odată cu creșterea prețurilor la energie, producătorii au avut profituri din ce în ce mai mari, de fapt. Poate că domnul Ciolacu ar trebui să observe că producătorii sunt de stat. Deci principalul câștigător al scumpirii energiei a fost statul. Apoi, apropo de plafonare, banii de compensații nu pică din cer. Ei au trebuit luați de undeva, sau mai bine zis, produși prin inflație, ceea ce a dus la sărăcirea populației. Este foarte adevărat că fără plafonarea prețurilor la consumatori, noi toți am fi plătit facturi mai mari la gaz. Dar înțelegem asta, așa cum înțelegem și care sunt costurile generale. Nu-i nevoie să ni se spună că a inventat cineva gaura din covrig. Adică e un moment complicat, dificil, antieconomic să plafonezi prețurile. Este un moment de alarmă. Nu este vreun moment în care trebuie să te bați cu pumnii în piept că ce mare invenție ai produs tu. Cât despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente. Am vorbit de la acest microfon de multe ori despre efectele nocive pe care această măsură le-a avut asupra prețurilor în general. Am explicat și așa numitul efect al saltelei cu apă, care înseamnă că atunci când guvernul a blocat creșterea unor anumite prețuri, retailerii s-au văzut nevoiți să-și reducă pierderile mărind prețurile la alte produse. Capă salteaua cu apă. Te așezi pe un col, se ridică în altă parte. Domnul Ciolacu a mai spus așa, citez: știu că marii apărători ai pieței libere vor vărsa din nou lacrime amare, dar cred cu tărie în continuare că în perioadele de criză rolul statului este să intervină în apărarea celor mulți. Am încheiat citatul. Sigur că da. Păi da, atunci, domnule prim-ministru, de ce nu impuneți prețuri fixe la tot? Nu doar la alimentele de bază. Puneți prețuri fixe la tot. Readuceți mercurialul. Și să spună statul, cu cât se poate vinde în țara asta orice. Că e criză, nu? Și trebuie apărați cei mulți. Și apropo, dacă tot impuneți prețuri fixe peste tot, că înțeleg că asta este soluția, în ciuda lacrimilor amare, nu? Măriți și salariul minim. Sau faceți-l, de exemplu, 5.000 de euro pe lună. Dacă tot stabiliți din pix administrativ și fără nicio explicație astfel de valori. Să fie prețuri mici și salarii mari, prin hotărâre de guvern. Să fie prosperitate și bucurie la toată lumea prin lege. Prin lege dată de guvernul Ciolacu, evident. Nu, că doar nu o să lăsăm opoziția să vină cu idei geniale de acest gen. De fapt, ce trebuie să înțelegem cu toții este că scumpirile sunt un simptom al unei economii bolnave, ineficiente, în care statul cheltuiește mult
mult mai mult decât ar trebui. Și cu asta vine al doilea comentariu, cel privind rezultatele studiului pe care îl citează triumfalist domnul Ciolacu. Vă reamintesc ce spune dânsul, citez, aceste măsuri esențiale impuse de PSD la guvernare au reprezentat un sprijin vital pentru gospodăriile românilor în ultimii 2 ani. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert Stiftung România. Fundația aceasta există și este foarte serioasă, de aceea și studiul invocat este serios și merită citit pe îndelete. Ei bine, ce spune acest document și ce văd că ignoră domnul Ciolacu este că în 2024, adică acum, coșul de consum pentru un trai minim decent este cu 40% mai scump decât în urmă cu 3 ani. Mai mult, între septembrie 2020 și decembrie 2023, cheltuielile cu întreținerea locuinței, în care sunt incluse și cele cu energia, au avut cea mai mare creștere, aproape 58%, arată același studiu, din care domnul Ciolacu citează selectiv doar ce-i convine. Adică, în ciuda măsurilor de reglementare a prețurilor la energie și la alimente, coșul de consum pentru un trai minim decent este acum cu 40% mai scump decât în urmă cu 3 ani, arată autorul studiului făcut pentru Fundația Friedrich Ebert Stiftung România, Ștefan Guga. Separat, o analiză a publicației Curs de Guvernare arată că, în plus, scumpirile provin și din faptul că noi, România, importând multe alimente, importăm și inflația din țările respective. Curs de Guvernare adaugă că, luate caz cu caz, multe mărfuri și nu doar alimentare, detergenții, de exemplu, și-au dublat prețurile în ultimii ani, adică e mai mult decât o creștere de 40%. Și bomboana pe colivă, deși părea să se reducă în ultima vreme, inflația s-a reinflamat în țara noastră și a fost în ianuarie cea mai mare din Uniunea Europeană, de 2 ori mai mare decât media, decât media la nivel european. Adică aici suntem în topul sărăcirii populației în acest mandat triumfalist, da? Asta în condițiile în care, în ciuda tuturor avertismentelor economiștilor, guvernul continuă să crească cheltuielile publice și să angajeze personal pe bani publici, cu miile, într-o economie care are un deficit bugetar de peste 6%. Și deocamdată, din păcate, singura decizie pe care a înțeles să o ia guvernul Ciolacu ca să încerce să mai aducă bani la buget a fost să crească taxele și impozitele pentru economia reală. Dar așa cum poate explica din nou orice economist, în această țară, unde a ajuns să se câștige la stat cu 20% mai mult ca la privat, aceste măsuri, creșterea taxelor și impozitelor pe mediul privat, vor avea efect contrar, iar dezechilibrele economice și fiscale se vor accentua. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.